Activitatea sezonieră de pe litoral îi determină pe mulți patroni să facă angajări numai câteva luni pe an. Unii dintre ei însă nici nu se mai sinchisesc să întocmească contracte legale de muncă, mai ales că trebuie să plătească și impozii pentru fiecare salariu. Riscă, încalcă legea și atunci când sunt prinși de inspectorii de muncă, primesc amenzi și chiar plângeri penale. După ce în luna aprilie au fost găsite peste 100 de persoane fără forme legale de muncă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au demarat la începutul lunii mai o campanie de depistare a angajatorilor care recurg la aceste metode pentru a fenta legile statului. Pe luna aprilie, din vreo 600 de controle, cam 100 de angajatori au fost sancționați, aproximativ 100 de persoane depistate fără forme în locațiile Mamaia, Costinești până la Vama Veche. S-au controlat aproximativ 60 de angajatori și s-au depistat aproximativ 40 de persoane care munceau fără forme legale. Pentru aceasta s-au dat sancțiuni. De departe, situația cea mai gravă s-a constatat la o terasă din stațiunea Eforie Nord. Aici au fost depistați 12 angajați fără forme legale. Patronul a pasat vina pe umerii administratorului, care echipurile ar fi uitat să înregistreze contractele de muncă. De asemenea, a fost depistat și un angajator care a avut 12 persoane care foloseau persoane fără forme legale și a fost înaintat la procuratură, la parchet, un dosar penal, așa cum prevede legea 108. Pe perioada verii, inspectorii au în vedere și respectarea de către angajatori privind condițiile de lucru în zilele cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius. Aceștia sunt obligați să îi asigure fiecărui angajat minimum 2 litri de apă zilnic, precum și condițiile pentru efectuarea unui duș.